Pe măsură ce iarna își intră în drepturi, locurile de muncă sunt din ce în ce mai puține în anumite domenii legate de agricultură sau construcții. Săptămâna aceasta, Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă Român a scos la concurs doar 140 de locuri de muncă. Agenții economice au comunicat la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Roman un număr de 140 de locuri de muncă vacante. Comparativ cu săptămâna anterioară, se observă o ușoară scădere a numărului de locuri de muncă vacante, însă rămân cele mai multe în industrie, în număr de 92, și cele din domeniul comerțului și a serviciilor, în număr de 45. În domeniul construcțiilor și a agriculturii, pentru această săptămână sunt anunțate doar 3 locuri de muncă vacante. Se observă că în domeniul industriei preponderent rămân cele mai multe locuri de muncă în domeniul confecțiilor, atât pentru cei necalificați cât și pentru cei calificați, iar în domeniul comerțului și a serviciilor, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt pentru operatori vânzări prin telefon și agenți servicii client. În luna decembrie, agenții economici nu prea mai fac angajări pentru că este perioada bilanțurilor. Locurile de muncă sunt în scădere, da, pentru că agenții economici în perioada sărbătorilor de iarnă își fac mai mult bilanțul pentru anul care se încheie și mai puțin angajează. Situația este valabilă la nivelul tuturor agențiilor locale de ocupare a forței de muncă. La nivelul județului Neamț, în această săptămână, sunt scoase doar 399 de locuri de muncă, din care 189 la Piatra Neamț, 140 la Roman și 70 la Târgu Neamț.